Acest program informativ este destinat și persoanelor cu deficiențe auditive sau de vedere. Începând cu 30 ianuarie 2025, procedura de eliberare a certificatelor de urbanism va fi simplificată pentru satele din Moldova, cu o populație sub 3.000 de locuitori. Potrivit unui regulament aprobat de guvern și publicat recent în Monitorul Oficial, noua măsură vizează facilitarea accesului la documentația necesară pentru construcția în comunitățile mici, unde lipsa documentației de urbanism face dificilă dezvoltarea infrastructurii. Potrivit Monitorului Oficial, regulamentul prevede proceduri simplificate pentru eliberarea certificatului de urbanism informativ și a certificatului de urbanism pentru proiectare bazate pe o schemă de urbanism rural. Această schemă va ghida organizarea construcțiilor și planificarea lucrărilor în localități mici, unde nu există un plan urbanism complet. Investitorii care doresc să construiască în satele mici vor putea solicita eliberarea schemei de urbanism rural, iar autoritățile locale sunt obligate să confirme în termen de 15 zile existența oricăror restricții. Dacă nu există interdicții, schema poate fi realizată pe un proiectant certificat aprobat ulterior de Consiliul Local și utilizată ca bază legală pentru avizul de construcție. Prin acest act normativ, autoritățile locale și cetățenii din satele mici vor avea mai multe oportunități de a îmbunătăți infrastructura și de a atrage investiții, reducând timpul și complexitatea procesului de obținere a documentației necesare pentru noi construcții. Rusia se confruntă cu o criză severă pe piața untului, prețurile crescând cu aproape 26% de la începutul anului. În această situație alarmantă, autoritățile ruse au solicitat sprijin din partea Emiratelor Arabe Unite și Turciei pentru a suplimenta deficitul de produse lactate, notează bani.md. Potrivit sursei, pentru prima dată în istorie, Emiratele Arabe Unite au început să exporte unt în Rusia, importând 90 de tone de unt din această țară, începând cu 18 octombrie. De asemenea, importurile din Turcia au demarat la 27 octombrie, iar negocierile pentru achiziții din India și Iran sunt în curs. Mai mult, creșterea prețurilor a fost accelerată de factori precum creșterea costurilor la grăsimile importate și dificultățile de operare a echipamentelor. Mai multe fabrici de producție de unt, inclusiv branduri cunoscute, au suspendat temporar producția. Criza a dus la de asemenea la creșterea numărului de furturi de produse lactate din marile orașe, subliniind gravitatea situației economice. Germania a înregistrat o creștere a importurilor de cereale din Ucraina, atingând un total de circa 750.000 de tone în ultimile luni, cel mai mare nivel din ultimii ani. Potrivit unui raport, porumbul ucrainean este la mare căutare, în timp ce importurile de grâu a scăzut drastic. Până în iulie 2024, Germania a importat peste 490.000 de tone de cereale, dintre care 440 de tone au fost porumb, notează agrointel.ro. Mai mult, interesul crescut pentru porumbul ucrainean se reflectă în volumele de import din 2023, când Germania a achiziționat circa 690.000 de tone. Autoritățile germane nu au raportat probleme de calitate la produsele agricole ucrainene care respectă standardele UE. De altfel, verificările oficiale nu au evidențiat anomalii, consolidând încrederea în calitatea cerealelor importate. Pe de altă parte, importurile de grâu au scăzut semnificativ, de la aproape 106.000 de tone anul trecut la doar 16.000 de tone în prima jumătate a anului acesta. Această schimbare sugerează o adaptare a pieței germane la cerințele actuale, punând accent pe cereale, furajere și alimentarea din Ucraina, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene. Rusia își vede legăturile economice cu Uniunea Europeană, deteriorându-se rapid importurile din Europa, atingând cel mai scăzut nivel din ultimele două decenii. Conform datelor Eurostar, în august 2023, importurile de bunuri din UE către Rusia au scăzut cu 18% față de luna precedentă, totalizând doar 2,5 miliarde de euro. Mai mult, această scădere este dramatică, având în vedere că, înainte de conflict, Rusia importa între 7 și 8 miliarde de euro pe lună.
lună din Europa. Comerțul total dintre Rusia și Uniunea Europeană a scăzut de la valori de acum 25 de ani, atingând 5,1 miliarde de euro în august. Exporturile rusești către țările europene au avut de asemenea o cădere semnificativă, registrând o scădere de 12% cu un total de 2,6 miliarde de euro. Aceste date subliniază un declin alarmant al interdependenței economice cu efecte pe termen lung pentru ambele părți. Situația se preconizează să se agraveze, în special după ce o bancă din UE activa pe piața rusă a început să-și restricționeze operațiunile și plățile transfrontaliere. Această măsură va afecta în mod direct importurile de bunuri de consum, amplificând dificultățile economice pentru Rusia într-un context deja critic. Cetățenii din Republica Moldova au acum ocazia să se înregistreze pentru compensații în sezonul rece prin intermediul site-ului compensatii.gov.md. Această inițiativă vizează sprijinirea gospodăriilor vulnerabile în perioada rece a anului. Compensațiile sunt calculate individual de sistemul vulnerabilitate energetică, având în vedere veniturile, numărul de persoane din gospodărie și statutul acestora, cum ar fi pensionari sau persoane cu dizabilități. Suma acordată depinde și de sursa principală de încălzirea utilizată. Consumatorii care se încălzesc cu gaz natural, energie termică, electricitate sau combustibil solid, precum lemne, cărbune sau pelete, pot beneficia de aceste compensații. Fondul de reducere a vulnerabilității energetice este susținut din bugetul de stat și de partenerii internaționali. Un caz alarmant de gripă aviară a fost confirmat recent în nord-vestul statului Oregano, unde un porc a fost diagnosticat cu virusul H5N1. Aceasta reprezintă pentru prima dată când virusul gripei aviare este identificat la porci în Statele Unite, provocând îngrijorări în rândul autorităților și specialiștilor în sănătatea animalelor, transmite agrointel.ro. Carnea animalelor nu este destinată vânzării, nu există nicio îngrijorare cu privire la siguranța aprovizionării cu carne de porc a națiunii. Porcul care a fost testat pozitiv nu a prezentat niciun semn de boală, dar a fost testat ca și ceilalți ca măsură de precauție la fermă de păsări și bovine care au fost plasate în carantină. Alți doi porci au fost testați negativ, iar rezultatele testelor pentru alți doi sunt încă așteptate. Toți au fost eutanasiați, transmit autoritățile. Potrivit Departamentului de Agricultură al SUA, virusul a fost probabil transmis porcului de la alte animale din fermă, care împărtășeau o sursă comună de apă și spațiu de adăpost. Autoritățile au asigurat populația că siguranța aprovizionării cu carne de porc nu este amenințată, subliniind că nu există dovezi că virusul s-ar fi modificat așa în fel încât să devină mai contagios între oameni. Cu toate acestea, experții sunt precauți de creșterea numărului de mamifere infectate și de riscul asociat cu posibile mutații ale virusului. O companie cehă de panificații și alte două persoane fizice este în centrul unei anchete majore privind fraudarea fondurilor europene cu un prejudiciu estimat la aproape 4 milioane de euro. Parchetul european a dezvăluit că suspecții sunt acuzați de inducerea în eroare a Ministerului Ceh al Industriei și Comerțului prin prezentare de date false pentru a obține subvenții destinate unei linii de producție a pânii prejite, notează agroinfo.ro. Investigația vizează o afacere legată de controversatul fost premier ceh Andrei Babis, iar autoritățile au reacționat rapid, confiscând imobilele companiei în încercarea de a recupera prejudiciul. Deși fondurile nu au fost decontate de Comisia Europeană, acestea au fost alocate din bugetul național, ceea ce amplifică gravitatea situației. Dacă vor fi găsiți vinovați, acuzații riscă între 5 și 10 ani de închisoare, iar compania se confruntă cu posibile amenzi de până la 1,40 milioane de euro și confiscarea averilor. Această scandaloasă afacere de fraudă scoate la iveală vulnerabilitățile sistemului de gestionare a fondurilor europene în Cehia, subliniind nevoi urgente de reforme și măsuri de transparență mai stricte. 5 cazuri de intoxicații din cauza folosirii sobelor de încălzit au fost înregistrate în perioada 1-30 octombrie. În urma acestora, 3 persoane au decedat, inclusiv un minor. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, comparativ cu aceeași perioadă anului precedent, cazurile de intoxicații cu produși de ardere au crescut. Datele instituției arată că în 2023 au fost raportate 2 cazuri de intoxicație în urma utilizării sobelor, iar persoane decedate nu au fost depistate. În acest context, specialiștii le recomandă gospodarilor să
acorde o atenție sporită la verificarea sobelor înainte ca acestea să fie exploatate. Canalele de ventilare trebuie să fie curățite și neobturate, iar în cazul depistării unor defecte sau fisuri este obligatoriu ca acestea să fie imediat înlăturate. Totodată, persoanele trebuie să îndepărteze materialele combustibile din apropierea sobei, să nu lase focul fără supraveghere, iar pe timp de noapte acesta să fie neapărat stins. Aprinderea focului prin stropirea cu benzină, petrol sau alte lichide ușor inflamabile este strict interzis. Salvatorii recomandă și instalarea detectoarelor de fum în casele de locuit. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență continuă să desfășoare pe întreg teritoriul țării activități de prevenire a intoxicațiilor cu monoxid de carbon și a incendiilor izbucnite în urma exploatării diverselor surse de încălzit. Moldova dispune de un total de peste 109.600 de echipamente agricole funcționale. Dintre acestea, 25% ar fi reprezentate de tehnica agricolă a anului 1998. Datele arată o nevoie acută de modernizare și de o distribuție mai echitabilă a utilajelor agricole în Moldova, transmite directorul executiv al Asociației Agrocereale, Iurie Râja, citat de bani.md. Potrivit expertului, vârsta medie a echipamentelor agricole este destul de ridicată. Mediana este anul 2016, ceea ce înseamnă că jumătate din echipamente sunt mai vechi de acest an. Mai mult, tractoarele, care reprezintă 57% din totalul echipamentelor agricole, au următoarea distribuție de vârstă. 25% sunt mai vechi de 1990, 50% sunt mai vechi de 2007 și doar un sfert sunt mai noi de 2018. Există și echipamente agricole foarte vechi, de exemplu, în Orhei și Soroca există tractoare fabricate în 1949. În acest context, majoritatea tractoarelor din Moldova provin din Belarus, iar combinele din Germania și Rusia domină piața locală. Sursa informează că echipamentele existente sunt în mare parte vechi și ineficiente pentru cerințele moderne ale agriculturii. Concentrarea echipamentelor în anumite regiuni și dependența de producătorii din alte țări pun presiune pe capacitatea Republicii Moldova de a-și susține agricultura în mod durabil și competitiv pe termen lung. Începând cu 2023, Uniunea Europeană oferă sprijin Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor din Republica Moldova pentru creșterea capacităților de monitorizare a rezidurilor în hrană pentru animale și produse de origine animală. Proiectul îmbunătățirea conformității cu standardele prin creșterea capacităților naționale de monitorizare a rezidurilor, implementat de UNIDO, contribuie semnificativ la acest efort. De la lansarea proiectului, ANSA a beneficiat de echipamente noi, sesiuni de instruire și sprijin pentru acreditarea metodelor de testare. Aceste măsuri îmbunătățesc capacitatea laboratoarelor de a detecta pesticide și reziduri de medicamente veterinare, aliniindu-se la standardele europene. În plus, un studiu intitulat Analiza capacităților instituțiilor Sistemului Național de Infrastructură a Calității a fost elaborat pentru a sprijini dezvoltarea planurilor de acțiuni și a strategiilor naționale. Aceste măsuri susțin Moldova în atingerea obiectivelor pentru pregătirile de aderare la piața unică europeană. Începând cu acest an, luna noiembrie este declarată Luna Agricultorului. Un anunț în acest sens a fost făcut de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Acesta vine în contextul Zilei Naționale a Lucrătorului din Agricultură și Industria de Prelucrare. În fiecare an, cea de-a patra duminică din luna noiembrie este o ocazie deosebită de a celebra meseria de agricultor. Doar că agricultorii nu sunt doar despre o zi, sunt despre un an întreg de trudă, despre mâini bătătorite pentru a asigura întreaga țară cu hrană. Le mulțumim pentru fructe și legume, pentru grâne și semințe, pentru vinuri și sucuri, pentru carne și lapte, pentru ouă și pește, pentru tot ce se produce și se crește și mai ales pentru că rămân acolo pe câmpuri, în vie sau în grădină. Cu pasiune și curaj este mesajul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare pentru agricultorii din țară. Potrivit instituției, vor fi demarate mai multe activități în regiuni pentru a celebra și a aduce recunoștință muncilor. Guvernul Ucrainei a decis să instituie un regim de securitate pentru exportul a 14 tipuri de produse agricole pe durata legii marțiale. Conform unei rezoluții adoptate pe 29 octombrie 2024, măsura anunțată de Ministerul Economiei vizează asigurarea transparenței și protejarea veniturilor valutare în contextul exporturilor agricole. Potrivit autorităților ucrainene, în primele 8 luni ale anului s-au exportat peste 5 milioane de tone de produse agricole, valorând peste 50 de miliarde de hrivne ucrainene.
fapt ce a generat riscuri de neîncasare a veniturilor pentru sat. Pentru a preveni posibile încălcări ale legislației, regimul de garantare a exporturilor va impune condiții stricte, inclusiv obligativitatea ca exporturile să fie plătitoare de TVA și stabilirea unor prețuri minime de export. Noua măsură prevede schimbul electronic de informații între Banca Națională și autoritățile fiscale și vamale pentru monitorizarea și verificarea conformității exporturilor. În plus, facturile fiscale vor fi întocmite conform unor cerințe speciale. Fiind înregistrate în Registrul Unic de Facturi Fiscale, regimul de securitate va include produse precum mierea, nucele, grâul, orzul, porumbul, rapița și diverse tipuri de ulei și șroturi. Rezoluția va intra în vigoare la 30 de zile după implementarea tuturor reglementărilor necesare ca parte a legii Ucrainei. Un număr de 43 de antreprenori din Moldova vor beneficia de granturi în valoare totală de aproximativ 14 milioane de lei, contribuind astfel la dezvoltarea afacerilor locale. Majoritatea fondurilor provin din partea Uniunii Europene, dar și Guvernul Republicii Moldova se implică în sprijinul acestora. Cele mai mari investiții sunt destinate sectorului industrial, având o pondere de aproximativ 50%, transmite Moldova1.md. Printre beneficiarii acestor granturi se numără Anatolie Bumbul, un tânăr antreprenor din Căinari, care va deschide o spălătorie auto cu autoservire și o cafenea, folosind un grant de 200.000 de lei. De asemenea, Oxana Ciorici, care a înființat un magazin de haine din stofe naturale, își va extinde afacerea cu ajutorul fondurilor obținute. Ambii antreprenori evidențiază impactul pozitiv al granturilor asupra dezvoltării afacerilor lor. Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Dumitru Alaiba, subliniază că aceste granturi sunt esențiale pentru creșterea economică a țării. Prin sprijinirea antreprenorilor se numără nu doar creșterea producției și veniturilor, ci și simularea angajaților și investițiilor în resurse umane. În acest an, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului a facilitat accesul a peste 480 de companii la granturi de circa 200 de milioane de lei, având un impact semnificativ asupra economiei naționale. Mulți dintre noi avem obiceiul de a spăla carne de pui înainte de gătire, dar acest ritual poate fi mai dăunător decât benefic. Departamentul Agriculturii din Statele Unite ne avertizează că spălarea puiului crud poate duce la contaminare încrucișată, crescând riscurile de îmbolnăvire cu bacterii precum E. coli și salmonella. De fapt, gătirea puiului la temperatură internă de 165 Fahrenheit este singura metodă eficientă de a elimina această bacterie periculoasă, notează studio L.md. Este esențial să manipulăm carne de pui cu grijă. Pentru a preveni riscurile, în loc să spălați puiul, asigurați-vă că spălați bine mâinile înainte și după ce ați avut contactul cu acesta. Păstrarea puiului crud la o temperatură de 40 de grade Fahrenheit sunt mai puțin în frigider este la fel de important. Un loc special pentru carnea crudă va ajuta la menținerea prospețimii și va preveni contaminarea altor alimente. Statisticile arată că E. coli și salmonella sunt printre cele mai comune cauze ale îmbolnăvirilor alimentare. Este alarmant că un pachet din 25 pachete de carne de pui din supermarketuri este contaminat cu salmonella. Așadar, nu uitați să spălați toate ustensilele și suprafețele care au intrat în contact cu carnea crudă înainte de a pregăti alte mese. Gătirea corespunzătoare și igiena adecvată sunt esențiale pentru a vă proteja sănătatea. Boala care a ucis sute de milioane de păsări în ultimii ani se extinde tot mai rapid în fermele din Uniunea Europeană. Gripa aviară continuă să stârnească îngrijorări cu privire la repetarea crizelor anterioare care au dus la moartea păsărilor de curte. Potrivit Reuters, răspândirea sa la oameni și la alte specii de mamifere generează teamă că virusul ar putea declanșa o pandemie. Cu toate că gripa aviară nu a fost identificată la oameni sau la bovine în Uniunea Europeană, în SUA virusul s-a răspândit la aproape 400 de efective de lapte în 14 state, fiind depistat la 36 de persoane din aprilie până acum. 4 dintre persoanele infectate ar fi lucrat la o fermă comercială de ouă. Datele Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animală arată că între începutul sezonului migrator de la 1 august și sfârșitul săptămânii trecute, țările Uniunii Europene au raportat un total de 62 de focare de gripă aviară în fermele de păsări. În acest context, Ungaria a înregistrat de departe cel mai mare număr de focare de la începutul sezonului, în timp ce în Polonia, cel mai mare producător de păsări din UE, virusul a dus la sacrificarea a 1,8 milioane de păsări. În ceea ce privește situația epizootică din Republica Moldova, în perioada septembrie-octombrie curent, 32 de cazuri de gripă aviară au fost înregistrate în raioanele Nisporeni, Dondușeni și Iedineț.
Cel mai mare crescător de ovine din România și președinte al Asociației Crescătorilor de Ovine Dacia a fost reținut de parchetul european pentru o fraudă estimată la peste 2 milioane de euro, ce implică obținerea ilegală de subvenții din fonduri europene. Alături de el au fost reținuți și oficiali din cadrul AIPA Hunedoara, acuzați că au facilitat schema frauduloasă, notează Digi24.ro. Potrivit anchetei, acesta a elaborat un sistem complex prin care a încheiat contracte de arendă pentru terenuri din mai multe județe, inclusiv zone împădurite care nu erau eligibile pentru subvenții. În perioada 2018-2023, el a declarat terenuri pentru care nu avea niciun drept legal, iar verificările arată că 85% din suprafața raportată la AIPA nu corespundea cu cea arendată. În prezent, cei trei reținuți au fost duși la tribunalul Timiș cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile. Ancheta continuă cu scopul de a determina amploarea fraudei și de a identifica alți posibili complici în acest caz scandalos. O nouă alertă a fost emisă în România după ce Agenția Europeană pentru Produse Chimice a identificat substanțe chimice periculoase în sute de produse cosmetice vândute pe piața europeană. În urma unei verificări riguroase a aproape 4500 de produse din 13 țări s-au găsit 285 de articole, aproximativ 6%, notează Observatorul News.ro. Acestea conțineau ingrediente interzise cunoscute pentru riscurile pe care le prezintă pentru sănătate, inclusiv potențialul de a provoca cancer și probleme de fertilitate. Produsele afectate includ eyeliner, lip liner, balsamuri de păr și măști de păr, provenind de la diversi vânzători și din toate categoriile de preț. ECHA subliniază că substanțele toxice identificate sunt interzise atât prin convenție de la Stockholm, cât și prin legislația Uniunii Europene. Autoritățile române au acționat prompt prin retragerea de pe piață a toate produselor neconforme, asigurându-se astfel protecția consumatorului. Consumatorii sunt sfătuiți să verifice cu atenție lista ingredientelor de pe ambalajul produselor cosmetice pentru a evita expunerea acestor substanțe nocive. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură reamintește fermierilor că una dintre condițiile pentru obținerea subvențiilor din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural este calitatea de membru într-o asociație de profil. Această cerință se aplică în funcție de proiectul investițional pentru care se solicită subvenția. Pentru a simplifica procesul de depunere a cererilor, Ministerul Agriculturii pune la dispoziție o listă completă a asociațiilor de profil din sectorul agroalimentar, accesibilă online. Fermierii sunt încurajați să verifice această listă pentru a se asigura că îndeplinesc toate condițiile necesare. Calitatea de membru într-o asociație de profil nu doar facilitează accesul la subvenții, dar și oferă sprijin suplimentar în implementarea proiectelor agricole. AIPA recomandă consultarea regulată a platformei și documentația actualizată pentru a respecta criteriile de eligibilitate. Pentru mai multe detalii și accesarea listei de asociații, fermierii pot consulta informațiile disponibile pe site-ul Ministerului Agriculturii la secțiunea Lista asociațiilor de profil. În ultimii 5 ani, Uniunea Europeană s-a implicat tot mai mult în lupta împotriva rabiei și pestei porcine africane de pe teritoriul țării. Datorită sprijinului acordat, numărul cazurilor de rabie la animale a scăzut de la 91 în 2019 la 10 cazuri în 2024. Potrivit ANSA, toate aceste activități fac obiectul programului Uniunii Europene pentru Piața Unică. Astfel au fost valorificate granturi din partea Comisiei Europene pentru implementarea măsurilor de eradicare, prevenire și control a celor două infecții. Valoarea totală a surselor financiare acordate în perioada anilor 2020-2023 a constituit 32 de milioane de lei. Totodată, în vederea prevenirii și controlului pestei porcine africane, Republica Moldova a primit finanțare în valoare de aproximativ 200.000 de lei din anul 2021. Sprijinul a fost valorificat pentru măsurile de eșantionare și efectuarea testelor de laborator, precum și asigurarea detectării timpurii a prezenței virusului dat în efectivele de porci domestice și mistreți, eradicat a focarelor de peste porcină africană identificată. Recent, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a aplicat pentru cofinanțare din partea Uniunii Europene pentru un nou program, programul de supraveghere a gripei aviare la păsările domestice și sălbatice.
După o perioadă în care prețul acesteia s-a micșorat, Moderna începe să se scumpească. De pe altă parte, benzina continuă să se ieftinească. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru ziua de marți. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 99 de bani, cu un ban mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa Moderna standard la stațiile PECO din țară, cu un preț maxim de 19 lei și 53 de bani, cu 9 bani mai mult. Reamintim că începând cu săptămâna trecută, prețul la benzină a crescut cu 98 de bani, în timp ce motorina s-a ieftinit cu 25 de bani. Pentru ziua de mâine, meteorologia anunță temperaturi scăzute și cer variabil în toate regiunile Moldovei. În centrul țării, maximele vor ajunge la 8 grade, iar minimele vor coborî până la minus 2 grade, vântul suflând din nord-vest. În nordul țării, valorile termice vor fi și mai scăzute, cu maxime de 5 grade și minime de minus 5 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul din nord-vest va menține o atmosferă rece. La sud, vremea va fi ușor mai blândă, cu maxime de 10 grade și minime în jur de 0 grade, completată de un cer variabil. Vântul va sufla tot din direcția nord-vest, însă va fi o zi mai puțin geroasă comparativ cu restul regiunilor. Moldovenesc se apreciază în raport cu dolarul american și se depreciază în raport cu euro și leul românesc. În același timp, hrivna ucraineană și rubla rusească rămân neschimbate. Astfel, moneda unică europeană se ridică la 19,52 de lei, cu 6 bani mai mult. Totodată, dolarul american își micșorează cotația la 17,89 de lei, ieftinindu-se cu un ban. Leul românesc se scumpește la 3,92 de lei, cu 2 bani mai mult. De asemenea, hrivna ucraineană își păstrează cotația la 43 de bani, iar rubla rusească la 18 bani.